Decizia guvernanților de a îngheța salariile bugetarilor îi nemulțumește pe angajații statului. Sindicaliștii din sănătate susțin că hotărârea îi afectează pe cei mai prost plătiți angajați. Membrii noștri de sindicat, ce ar fi trebuit să beneficieze de creșterile salariale de la 1 ianuarie 2021, este vorba aici despre infirmieri, brancardieri, personal administrativ, îngrijitori de curățenie și personal TESA, sunt văduviți de aplicarea legii 153. Cei din conducerea Sanitas vor fi primii bugetari din Olt care vor ieși în stradă. Primele manifestări ale nemulțumirii acestora vor avea loc la începutul săptămânii viitoare. Liderii acestui sindicat au făcut în acest sens primele demersuri pentru ca protestul să fie unul legal. Deja am înaintat către primărie și poliția municipiului Slatina cererile de autorizare a pichetării, ce va avea loc în data de 12 ianuarie, în fața prefecturii Olt, bineînțeles cu respectarea tuturor prevederilor din hotărârea de guvern privind prelungirea stării de alertă, adică vom fi maxim 100 de persoane. De proteste se pregătesc și membrii Cartel Alfa. Nemulțumirile lor sunt legate atât de înghețarea veniturilor bugetarilor, cât și de refuzul guvernanților de a crește nivelul salariului minim pe economie. Am început protestele de anul trecut, din 29 decembrie. Acum se discută în teritoriu pentru a se începe zonal, la nivel local, la nivel de prefecturi, pentru că sunt reprezentanții guvernelor din teritoriu și probabil că se va ajunge la un consens și cu celelalte confederații sindicale pentru a avea loc un meeting de protest la București în fața guvernului. Apreciez că în maxim o lună de zile vom avea vârful icebergului. Guvernul a anunțat la începutul acestui an că va îngheța veniturile bugetarilor și că va mai analiza solicitarea sindicatelor de majorare a salariului minim pe economie pentru angajații din mediul privat.